medicul specialist, pneumolog, prietenul nostru, dr. Marius Sava! Salut, doctore, bine ai venit! Salut, bine te-am găsit! El e prietenul nostru, e magician, să știi. Salut, wow! Ce ai făcut acolo? O magie. Bă, o magie a dispărut tot. Se trua de și să știi că doctorul rezistă, e la fasting. El rezistă întotdeauna. Deci el când vede un grătar sau ceva, deci nu îl dă nimic. Ultima dată când am fost, nu am mâncat nimic. Am stat și m-am uitat la ei. Nu-mi spune, te rog eu, că mă duc. Nu spune că mă duc. Doctor, haide să luăm un loc. Magie, faci și tu puțin curat aici și mă întorc imediat, da? Da. Perfect. Te sun eu, Cătălin. Oameni buni, el este prietenul nostru, doctorul Marius Sava. După ce vine omul ăsta la emisiune, ne gândim de ce naiba mai trăim. Pentru că tot ceea ce facem, nu facem bine, corect? 90%. Doctore, dacă mă vezi în ceață sau eu dacă te văd în ceață, totuși e de la grătarele astea făcute aici în platou. Păi eu cred că ați invitat astăzi un pneumolog intenționat. Știați că o să fie fum, o să fie flăcă. Dar fumul ăsta la grătare îți face rău la plămâni? Da, face rău, este dovedit bine. Nu expunerea asta intermitent așa din când în când. Asta nu face rău, dar se pare că se elimină într-adevăr niște substanțe care sunt echivalentul țigărilor. Bă, de lângă, bă, dar nimic mai facem, mă, bine ziua de stai nimic. Un pic, păi nu, este vorba despre grătarul cu fum, dacă băgăm la cuptor sau dacă facem un grătar în care nu grătarul ăla așa pe ăla este îngrozitor. Este îngrozitor, da, cel puțin grătarul cu cărbune, grătarul cu lemne nu este atât de rău, dar grătarul cu ce conține cărbune, cărbunele ars, ăla într-adevăr are niște gudron, are niște substanțe care face rău. Și atenție, îl inhalăm, dar îl și ingerăm, îl și mâncăm. Băi, doctor, lasă-mă, mă, deci nu mai e nimic bun. Stai un pic, noi, da, știi care nici grătarul nu mai e bun, nici aia, nu mai știm cum să trăim, că ne ducem cu capul, doctore. Cheia este echilibru. Adică nu trebuie să facem grătar zi de zi, nu asta trebuie e, să asta zic și eu, echilibru. O dată pe săptămână, o dată pe lună, putem să facem lucrul acesta. Mergi cu motorul? Nu mi-e frică. Dar fii sincer cu mine. Da. E adevărat că cei care merg cu motorul da. Și pentru că au câteodată chestia asta dată bine. La o parte, le intră curent foarte tare și la plămâni au probleme? Nu, ei au probleme din alt motiv. Yeah. Au probleme pentru că inspiră extrem de mult aer toxic, mai ales în interiorul orașelor. Și asta pot să confirm. Că adică te voi motocicliști aveți o problemă, pentru că în oraș inspirați foarte mult aer toxic. Și tu nu stai în oraș, că și tu... Da, voi respirați un pic mai repede, vă bate inima da, un pic mai repede. Da, inspirăm un pic mai repede. Da. Bine, ajungi să te contrazică tu și mai bine, da. Dar în același timp, noi stăm și mai puțin în trafic. De exemplu, cineva poate să stea 10 minute la un semafor, iar eu pot să stau un minut că mă bag între mașini și nu spune așa. Că dacă ai respectat și tu regulile de circulație. Exact. Dar nu, să vad să fie legal. E legal. Nu știu ce să zic. Deci pentru motocicliști la fel e problema? Este o problemă cu expunerea asta din interiorul orașelor. Acum mi se justifică la el că l-am mai văzut câteodată care săracul cu niște probleme. Și tușește? Da, mai are câteodată. Da, asta este, da, să vină la un consult la mine, dacă poate că eu atunci sunt. Le rezolvăm, nu? Da, le rezolvăm, fără nicio problemă. Să vină aici un consult, dacă este nevoie. Serios, poți să-i faci o consultă? Ai stetoscop de la tine? Am stetoscop tot ce trebuia la mine, am consultat înainte vreo 2, îmi sunteți datori. Fii atent, Magilă, să nu pleci că te consultă o mutate aici. Gratis. Gratis, da? Serios, cât mai costă o consultație în general așa la pneumolog? În sistemul de stat, să știți, și asta trebuie să fie un mesaj pe care să-l înțeleagă toată lumea. În sistemul de stat cu bilet de trimitere este gratis. Da? Gratis, îți iei bilet de trimitere, îți faci programare, nici măcar nu durează foarte mult în perioada asta. Îți faci programare și este gratis și beneficiezi de foarte multe lucruri gratis. Perfect, stai aici, liniștit, că o să aducă stetoscopul imediat la centru. Fii atent, acolo... Da. Pe ecran, stai că am trecut la cristale, că o să vină imediat, dar acolo povesteam despre perioada asta în care foarte multe femei sunt însărcinate. Conform statisticilor, în august și în septembrie nasc foarte multe, corect? Cele mai multe femei nasc în septembrie și în august, într-adevăr, în perioada următoare imediată. Motivul este foarte lesne de înțeles. Faptul că iarna? În decembrie se concep cei mai mulți copii. Iarna. Da. De la muncă, păi acolo la Crăciun, dacă tot nu ai ce face, stai țară, mult. Nu ai la țară, munceai până în toamnă, după asta e acasă ce faci. Exact, te încălzeai și atunci pentru femeile gravide care se uită la noi, ce mesaj ai tu, dragă doctore? Adică ce le-am putea spune noi? Mesajul este să nu se sperie. Pentru că respire din ce în ce mai greu, nu? Totul începe în primele 6 săptămâni. Adică după 6 săptămâni, deși fătul este foarte mic, uterul este foarte mic, încep problemele de respirație. Și există și o explicație științifică pentru lucrul acesta. Noi avem niște hormoni care protejează sarcina. Noi? Noi, ele? Oamenii. Exact. Femeile au niște hormoni și noi avem, dar nu protejăm nimic. Se numesc estrogen și progesteron. Progesteronul este un promotor al respirației, adică el te face să respiri. Gravida are un nivel de hormoni mult mai ridicat. Și când ai hormonul ăsta într-o cantitate mult mai mare, începi să respiri mai des.
și se sesizează că în primul trimestru, adică până în săptămâna 14, o gravidă începe să respire mai des. Lucru care este inconfortabil pentru ea, pentru că nu știe ce se întâmplă. Acum, pe lângă asta începe să crească un pic și burtica și chiar dacă fătul este mic, începe să se ridice diafragma. Când se ridică diafragma, se face presiune pe... Noi avem o chestie care, din păcate, la noi este irreversibilă. Și începe să se ridice diafragmul și când se ridică diafragmul, face presiune pe plămân. Dacă se face presiune pe plămân, plămânul se mișorează ca și dimensiune și avem un volum, se numește volum reziduar, volumul care rămâne la sfârșitul unui expir normal, care rămâne, ăla dispare la gravid. Deci pentru gravidele care ne urmăresc acum, să stea liniștite, a respira mai greu în perioada asta atunci când ești însărcinată, e ceva normal. În primul trimestru. În primul trimestru. Urmează trimestrul 2, din săptămâna 14 până în săptămâna 28. Aici este o problemă, pentru că în această săptămână, pe lângă faptul că fătul crește în dimensiune și începe din ce în ce mai mult să facă presiune pe diafragm și din ce în ce mai mult progesteron și începe să respire din ce în ce mai greu pentru că el are nevoie de oxigen, adică tu trăiești cumva și pentru făt. Pe lângă asta apar și crizele astmatice. 12% dintre gravide au crize astmatice. Un astm pe care nu-l cunoștea neapărat dinainte. Și rămân cu astm după ce nasc? Nu, după ce nasc lucrurile sunt reversibile, unele rămân, dar foarte puține. Acum trebuie să cunoaștem care sunt simptomele de astm și cum să facem diferența între o respirație grea cauzată sau datorată sarcinii și o respirație grea care este patologică din cauza unui astm bronșic. Și sunt 4 simptome. Dacă respiri greu și te trezești noaptea cu respirație grea, dacă șuieri ca un piuit din interiorul plămânului, dacă simți că te strânge pieptul și dacă tușești, toate aceste 4 simptome trebuie să te facă să mergi la medic. Inițial la ginecolog și apoi și pe la pneumolog. Astea sunt cele 4 semne de alarmă pe care dacă le ai, trebuie să ajungi. Pentru că trebuie să folosești un tratament inhalator care este sigur în sarcină. Deși majoritatea gravidelor se feresc de orice fel de tratament și de investigații imagistice și de mai multe lucruri, dar pe nedrept. Pentru că nu fac rău. Sunt studii care... Ok. Urmează următorul trimestru. Da. Trimestrul 3, în care de la 28, de la 28 până la naștere. Aici lucrurile se complică cu adevărat și se complică cu adevărat pentru că fătul începe să crească în dimensiune. Placenta se mărește, uterul se mărește. Și ajunge cumva să facă presiune semnificative. Crește, de fapt, plămânul scade în dimensiune cu 4 cm. Mamă, în din 10 cm, cât este un plămân de femeie, la bărbați undeva la 12, dar la femeie de undeva la 10 cm... Cred că 10 e mai mic acolo. Mă rog, mă arăt ca să... 10 cm. Da, fiecare nu, 10 cum, nu era așa. Fiecare cu măsoară, dar asta nu este... Bărbații așa măsoară. Da, aici ai 12 cm. 10 cm și jumătate de metru. Da. Asta e pentru pescari. Da. Nu, că am vorbit acum o lună jumătate, mai ținite despre importanța... Exact, cu doamna de la Craiova. Importanța, da, mă rog. Bun. Și crește în dimensiune și pe lângă faptul că apar problemele de respirație, mai apar și multe alte probleme, cum e umflatul picioarelor, cum e urinatul foarte frecvent. Și atunci, dacă ar fi să le transmitem ceva persoanelor care se uită la emisiunea noastră și sunt însărcinate, e să stea liniștite, pentru că e absolut normal să aibă aceste absolut normal și pentru asta eu v-am adus și o imagine, un remene la o gravidă, ceea ce nu este... Nu cred. Da. Ia să vedem. O imagine, dacă puteți, uite ce interesant e să vede, dacă pot să mă duc acolo să o arăt. Da, da. Este o imagine laterală. Ok? Adică aici este burtica, aici este coloana vertebrală. Cum Greta facem? Zice că sunt doi? Nu sunt doi. Dacă sunt doi, ce se întâmplă? Acolo e o luptă continuă, pentru că, din fericire, în imaginea pe care v-am adus, este unul singur și unul singur apasă pe un singur diafrag. Dacă sunt doi, apasă pe ambii și e rău de tot. Greta știe, pentru că adică ajungi mama de gemeni. Câteodată ajungi în urgență la spital, dacă sunt doi. Bun. Acum, acesta este capul bebele. Da? Undeva aici este placenta, dar deasupra placentei ce crezi că este? Diafragmul, e mușchiul ăla de care vă spuneam eu. Și uite cum este înfipt, nemernicul mic. Se înfige acolo și nu te lasă să respiri. Bun, acum, aici avem coloana vertebrală în spate. Face presiune și pe ea, te doare spatele. Aici jos avem vezica urinară. Se așează frumos pe ea, pe vezica urinară și trebuie să te duci foarte des la baie.
Am o rugăminte, dacă se poate, în clipa asta, toți cei care cunosc o femeie însărcinată, să se ducă să iau un buchet de flori și exact. Să facă cadou. Pentru exact. Că îți dai seama cât de greu e, mă. Deci, băi, nene, dacă e soția ta, prietena ta, sora ta, verișoara ta, e însărcinată, ia un buchet de flori și du-i la astăzi, pentru că uite prin câte trece. Și culmea este că ele trec cu optimism în așa ceva. Adică dacă ar fi trebuit să nască bărbații, probabil că nu mai existam ca specie. Ăsta este adevărul. Dar știm cum e că eu am fost răcit odată. Da. Și probabil că ai sunat la salvare și a venit salvarea și te-a luat pentru că scurgea nasul. Da, corect, așa este. Bun, ce vreau să mai spun, că aici jos sunt niște vene pelvine, venele care drenează de jos sângele din picioare. Când se face presiune pe acele vene, nu mai vine sângele cum trebuie. Și se umflă picioarele. Știi, și vine la tine soția și spune, uite ce picioare umflate am, și tu îi spui, nu e adevărat, uite ce picioare frumoase ai, ăsta este tot timpul secretul. Deci, Magi, ce ai înțeles tu din emisiunea de astăzi, dedicată această parte persoanelor gravide, sau de ce nu, persoanelor care urmează să devină părinți? Ce am înțeles? Da. Rezumat. Că este foarte frumos să faci un copil și că e un pic greu, dar din e ceva de vedere, natural. Este ceva ușor, natural și asta se face de mii de ani. Na, și ce vreau să-ți spun este că și pe mine mă cheamă Marius. Și pe mine mă cheamă Marius, vezi? Dar haideți să-l consultăm, putem să-l consultăm? Pentru că astăzi avem... Dar nu vreau să mă consultați. Păi, dar avem o consultație gratuită pentru tine. De câte ori vine el, practic avem un pacient care nu mai plătim. Trebuie să mă dezbrac sau ceva? Nu, trebuie să rămâi așa, că se poate și mine. Hai să vedem. Știu, maică-mea, ce să mă schimb. Să-mi dați și mie, uite instrumentul. Deci pe mine e greu, dar bunica mea, mama mamei mele a făcut 8 copii. Mamaie? Nu, mamaie a făcut 2. Da. Bine, pe vremea vreau aia să salut pe mamaie. Avorturi, dar a făcut 8 copii și foarte multe avorturi. Asta era prin anii 50-60. Eu am avut pacientul cu cele mai multe avorturi peste 40. Așa se întâmplă atunci. 40. Dar bunica mai a făcut 42, să zic. Ah, mamaia, mama mamei. Așa se întâmplă, nu puteai să crești mulți copii. Ce, nu aveai cum să faci. Se făceau acasă cu niște metode foarte ciudate se făceau. Bunica mea din partea tatălui a născut de 13 ori. A avut 14 copii, a avut o dată gemeni. Și să știți că ăsta este un motiv pentru care noi suntem datori femeilor. Ele sunt cele mai importante ființe de pe pământul ăsta. Și asta este unul din multele motive pentru care noi suntem datori. Ele cumva concep o creatură și nu mai imaginați-vă, eu nu știu dacă vi s-a întâmplat să vă gândiți, domnule, stă în burtică și dă de la ea pentru un copil. Îi cade părul, pentru că face depleție de acid folic și de vitamina D și de toate vitaminele, pentru că dă la bebe. Câteodată cad dinții. Nu cred. Ca dinți pentru că nu mai există destule minerale în os și alveola care menține osul nu mai este destul de demnă, destul de fermă. Și în momentul ăla se întâmplă să scadă câte un dinți. Domnule, și face cu zâmbetul pe buze, domnule. Se simt răul, se umplă picioarele. Această emisiune să o dedicăm femeilor însărcinate, mamelor și viitoarelor mame. Și pot să-ți mai spun ceva care pe mine mă scoate de fiecare dată din depresie și de anxietate atunci când sunt. În momentul conceperii, există o șansă de 1 la 300 de milioane ca eu să câștig cursa. Ce înseamnă asta? A, știu ce înseamnă. Uite, fii atent. Nu te-ai prins? Ba da, laps. Da, sunt 300 de milioane de spermatozoizi pe un ovul. Primul care ajunge, l-a închis. Este al lui. Celelalte 299 de milioane, celelalte 300 de milioane, nu sunt. Sunt, mă rog, distruși. Bă, seama, adică noi am fost campioni, bă, exact, asta vreau să spun. Bravo, dacă din alea 300 de milioane eu am fost cel mai bun, îți dai seama cum erau ceilalți? Adică nici nu vreau să mă gândesc. Nici nu vreau să mă gândesc. Adică... Ai dreptate, uite, la asta nu m-am gândit. M-am gândit eu. Am vrut să fac cum asta cu tine, dar să o fac cu mine. Să nu... Mesajul este că ne-am născut învingători. Da, foarte bună chestia asta. Da. Putem să-l consultăm, că nu mai avem mult timp. Haideți să vedem. Cu spatele la mine. Omul merge cu motocicleta, a fost în Spania. Cu spatele la mine îmbrăcat. Mi-a scus pe mâini? Ascultă. Pe gură. Serios, acum e pe bune. Da, știu, chiar mă gândeam. Tragem și dăm afară. Stai, îmi dai și factură sau așa? Nu, mai din partea noastră. Din partea nici. Afară. Bravo. Că lumea, serios. Încă o dată. Afară. Bravo. Încă o dată. Practic, oameni buni, avem o consultație în direct în Magi, tot prietenul nostru care a fost prin Spania cu motocicletele, prin vânt, prin furtună. Trebuie să aibă un control medical. Tușește. Încă o dată. Și da, am mâncat abia, dacă mai tușești o dată. Așa, bun. Cum ești? Ai hipoventilație alveolară bazală. Mulțumesc. Cum? Ce se întâmplă? Înseamnă că nu știu dacă te-ai îngreșat în ultimii 50 ani. 50 ani, da, dacă te-ai îngreșat.
se întâmplă din cauza burtii, se întâmplă fix ca la gravidă. Se face presiune pe baze și în bazele plămânului. Deci vă dați seama cât de greu îmi este. Un buchet de flori pentru mine, vă rog. Nu ți s-au umflat picioarele. Adică nici nu stă bine pe plămâni. Serios, pacienții care au câteva kilograme în plus și care au câștig ponderal în 5-10 ani, nu se oxigenează cum trebuie bazele. Doctore, îți mulțumim mult de tot. Cu multă plăcere. Îți mulțumim mult de tot și te mai așteptăm cu mare drag pe la noi.